consilieri locali care au depus jurământul de asemenea în ceremonia de constituire este de 13. În ceea ce privește, după depunerea jurământului, domnul primar va intra în exercițiu mandatului, aduc la cunoștință consilierul primar, domnului primar și consilierul local reglementările din legea 161 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din codul administrativ referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Slobozia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aceeași instanță se pronunță și validează mandatul pentru funcția de primar al municipiului Slobozia, județul Ialomița, obținut de domnul Potor Dănuț Alexandru, domiciliat în Slobozia, candidat Partidul Social Democrat. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Slobozia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Un mesaj pentru consilieri cu care veți face echipă și un mesaj pentru oamenii din Slobozia. Sunt absolut convins că toți membrii Consiliului Local ai municipiului Slobozia sunt oameni de extraordinară calitate, că vor lupta pentru municipiul Slobozia. Așa cum am transmis în această seară, vreau să fiu primarul tuturor cetățenilor din municipiul Slobozia și să facem împreună proiecte deosebite pentru comunitate. Care este proiectul de suflet pentru care vă veți lupta cel mai mult în acest mandat? Sunt multe proiecte importante, în mod clar voi lupta pentru a crește calitatea apei potabile din municipiul nostru și pentru a avea mai multe locuri de parcare. Domnul Potor vine din echipa dumneavoastră la primărie. Care credeți că va fi principala provocare a domniei sale în acest mandat care urmează? Probabil implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Este o provocare foarte mare pentru Alexandru. Numai că experiența și expertiza pe care o are în acest domeniu, cred că o să-l ajute și cu siguranță o să reușească să implementeze fără sancțiuni toate proiectele pe care le-am avut de față. Care este mesajul pe care vreți să îl transmiteți acum la început de mandat? La ce ar trebui să fie atent, poate, sau ce ar trebui să facă, eu știu, mai întâi, înainte de orice? Bun, Alexandru a fost 4 ani administrator public al județului Ialomița. Gândiți-vă că județul Ialomița a avut o absorție de 98% pe fonduri europene și asta îi se datorează în mare parte lui Alexandru. Eu sunt om politic. Până la urmă, menirea mea și dorința mea este să mă înconjur de oameni mai bine pregătiți decât mine pe fiecare domeniu. Iar Alex face parte din unul dintre acești oameni. Astăzi n-a făcut decât un transfer. Sunt bucuros pentru municipiul Slobozia, pe de altă parte sunt un pic trist, pentru că chiar am avut un om cu care am lucrat extraordinar de bine. Care este mesajul pentru consilieri? Și credeți că îi va fi ușor cu un asemenea consiliu? Eu cred că da, important este să stai, să negociezi, să discuți cu fiecare în parte și să-i explici importanța proiectului legislativ. Da, în 4 ani de zile în Consiliul Județean, cred că au fost 4 proiecte de hotărâri de Consiliul Județean care au avut câteva abțineri. În rest, majoritatea au trecut cu majoritatea absolută. Ați spus că veți avea o colaborare și mai bună decât ați avut acum cu primăria. Normal să am o colaborare și mai bună, dincolo de faptul că facem parte în același partid politic, avem și cam aceeași viziune de dezvoltare și pentru oraș și pentru județ și suntem și prieteni. Este un avantaj faptul că sunt în același partid, adică până acum nu se întâmplau lucrurile la fel de ușor, să spunem? V-am spus că nivelul de colaborare va fi mult mai mare și vă dau un singur exemplu. Astăzi, Unirea Slobozia nu joacă fotbal pe terenul din Slobozia pentru că nu au vrut și nu și-au dorit ca în urmă cu 2-3 ani să-mi predea acest teren la administrare. Astăzi, Unirea ar fi jucat acasă dacă lucrul ăsta se întâmpla. La final... Care credeți că ar trebui să fie principalul proiect sau unul dintre cele mai importante pe care ar trebui să le aibă în vedere în acest mandat, domnul primar? Apa, stația de epurare mirosurile și, bineînțeles, eficientizarea energetică. Un mandat pe care îl preia domnul Potor acum vine evident cu provocări. Cum vedeți dumneavoastră, ca și prefect, colaborarea dintre instituția pe care o conduceți și primăria Slobozia și cum credeți că va decurge de acum înainte? Întâmplător sau nu, eu am fost și primar și subprefect și în poziția de prefect atâția ani de zile, după 25 de ani de administrație, vă spun că nu există mandat fără provocări, pentru că de obicei
orice societate care atinge un anumit nivel, populația vrea un alt nivel. Și atunci și acest mandat vine după un mandat bun al domnului Soare și va veni cu siguranță un mandat și mai bun al domnului Potor, pentru că așa e firesc, evoluția trebuie să existe. Pe domnul Potor îl cunosc personal, este un om de administrație pur sânge, să zic așa, să folosesc un cuvânt neacademic. Este un câștig pentru Slobozia și pentru slobozeni și este un câștig și pentru Ialomița, pentru că dacă Slobozia devine un motor al dezvoltării și economice, dar și edilitare în județ, este un model și atunci toată comunitatea are de câștigat. Rolul prefecturii e acela de a veghea la legalitatea proiectelor. Care este sfatul pe care îl dați consilierilor locali și primarului? Dacă rămânem în zona cantonată de dumneavoastră, sfatul este să respecte legea, dar rolul prefecturii nu este numai să vegheze la legalitate, este și să ajute prin instituțiile de concentrate dezvoltarea județului. Motoare, dacă o instituție a județului poate să dea un aviz între 1 și 30 de zile, de ce ar trebui să așteptăm până a 30-a zi, dacă putem să o dăm în a doua? Dacă o instituție a județului poate să dea niște avize pentru finanțare sau pentru orice altceva, sau autorizație, de ce să nu o facă cu celeritate să trateze? Mediul economic, mediul de afaceri și instituțiile care sunt în poziția de a cere și de a da autorizații trebuie să prioritizeze și să contribuie la dezvoltarea județului. Eu le cer colegilor mei din instituțiile pe care le coordonez, dacă întâmplător nu pot ajuta o instituție sau un agent, măcar să nu-l încurce. Măcar să nu-l încurce. La final v-aș întreba, ca și locuitor, care ar fi proiectul de care credeți că ar trebui să apucem prima dată, domnul primar? Ce a te-ai făcut, ce arde în Slobozia, ca să zic? Eu nu sunt pentru corectitudine, eu nu sunt locuitor al orașului Slobozia, eu sunt albeștean și acolo locuiesc, fac naveta zilnic, dar sunt trăitor de zeci de ani în Slobozia aici, periodic, și știu prioritățile ora. Eu, apa ar trebui, anveloparea blocurilor pentru mine ar fi o prioritate. Dezvoltarea în continuare, pentru că e foarte bun parteneriatul între Consiliul Județean și Slobozia. Principalele instituții publice din oraș sunt și de nivel județean. Spitalul județean, instituții de cultură, de artă, școlile în care participă și Consiliul Județean și Primăria Slobozia pentru finanțare sunt priorități. Sănătatea, cultura, învățământul sunt priorități, sigur, de mandat ale domnului Potor. A fost un moment emoționant această depunere de jurământ. Sunt consilier local după 4 ani de implicare politică. Sper din tot sufletul ca responsabilitatea pe care o simt acum în calitate de viitor consilier local să mi-o duc la bună îndeplinire, să putem să luăm eu și colegii noștri, colegii mei consilieri locali, cele mai bune decizii pentru ca acest oraș să meargă înainte și să avem curajul peste 4 ani de zile să candidăm din nou, să putem să candidăm cu fruntea sus. Suntem aici ceea ce au vrut cetățenii municipiului Slobozia. De astăzi, începând din această minută, domnul primar Potor Alexandru este și primarul meu și a multora și a tuturor, că vrem, că nu vrem. În comunitatea noastră avem ceea ce ne trebuie, executiv și legislativ. Îmi doresc din tot sufletul ca atât executivul, cât și Consiliul Local, care este legislativul comunității noastre, să aibă un singur țel în întreaga lor activitate pe parcursul acestui următorilor 4 ani. Dorințele și vrerea cetățeanului din municipiul Slobozia. Urez succes atât executivului cât și Consiliului Local și multă sănătate participanților și tuturor membrilor comunității noastre. Numele consilierilor PSD și cred în asentimentul și al consilierilor de la celelalte partide, vreau să vă mulțumim în primul rând pentru că ați fost alături de noi în acest moment foarte important și anume noul Consiliu Local care își va desfășura activitatea din anul 2024 până în 2028. Vreau să vă asigur că vom face tot ce depinde de noi pentru dezvoltarea municipiului Slobozia, că avem un primar cu o mare experiență în administrație, ceea ce este un mare câștig pentru noi slobozenii, și cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu sănătate vom face ceea ce trebuie și să ne ajute Dumnezeu să fie cel mai bine pentru noi, pentru toți oamenii.